Vă spun și eu un bun venit în dimineața aceasta. Numele meu este Samuel Cucu, slujesc ca pastor în Biserica de Ogloria Ploiești. Este o onoare, un privilegiu pentru mine să vă spun un bun venit în numele comunității noastre. Este o bucurie în mijlocul nostru să vedem un copil care este adus înaintea Domnului ca să fie binecuvântat de Domnul. Um, și este o bucurie pentru mine să văd că așa de multe persoane ați avut pe inimă să veniți, să luați parte la bucuria familiei Toader și la bucuria comunității noastre. Vă spun un bun venit tuturor, uh, fie că sunteți mari, fie că sunteți mici copii, ne bucurăm să fim împreună în dimineața aceasta. Și ne-am gândit că ar fi bine să vorbim mai mult despre copii și ce înseamnă să fii să copil într-un sens bun și Biblia vorbește despre lucrul acesta. În dimineața aceasta o să citesc pasajul în care Mântuitorul Domnului Iisus Hristos interacționează cu niște copilași. Este textul principal din Noul Testament care ne încurajează la practica aceasta a binecuvântării copiilor. Citesc din Evanghelia după Marcu, capitolul 10, de la versetul 13. Ascultați cu atenție cuvântul lui Dumnezeu. I-au adus niște copilași ca să se atingă de ei, dar ucenicii i-au mustrat. Iisus însă, când a văzut acest lucru, s-a indignat și le-a zis, Lăsați copilașii să vină la mine, nu-i opriți, pentru că împărăția lui Dumnezeu este a celor ca ei. Adevărat vă spun că oricine nu primește ca un copilaș împărăția lui Dumnezeu, nici de cum nu va intra în ea. Apoi i-a luat în brațe și i-a binecuvântat, punându-și mâinile peste ei. Este cuvântul lui Dumnezeu din Evanghelie despre Domnul Isus Hristos, cea mai importantă persoană care a existat vreodată pe pământul acesta și care și-a făcut timp chiar și pentru niște copilași. Spune că i-au adus niște copilași. Este într-o perioadă aglomerată din viața Domnului Isus Hristos, este în drum spre Ierusalim unde va sfârși um, prin moarte, moarte pentru păcatele noastre, este în drum spre Ierusalim cu ucenicii săi și um, este foarte solicitat de mulțimi. Are parte de atenție din partea oamenilor și este foarte, foarte ocupat, foarte aglomerat. Agenda Domnului Iisus Hristos este foarte încărcată, am putea spune. Dar în momentul acesta foarte aglomerat din viața lui, niște oameni, niște părinți și-au adus copiii la Iisus ca să fie binecuvântați. De unde știm asta? Spune ca să se atingă de ei. Nu că erau bolnavi și aveau nevoie de vindecare În contextul acesta spune Să se atingă de ei cu alte cuvinte Să i binecuvinteze Pentru că asta va face Domnul Iisus Hristos În versetul 16 I-a luat în brațe, i-a binecuvântat Punându-și mâinile peste ei Conform obiceiurilor vremii Obiceiurilor evreiești Părinții își binecuvântau copiii. Mai țineți minte, nu? Patriarhii, poporul, poporul evreu, părinții poporului evreu, cum și-au binecuvântat copiii. Isaac l-a binecuvântat pe fiul său Iacov și pe Sau, sau mai puțin pe Sau, trebuia să-l binecuvinteze pe Sau. Apoi Iacov i-a binecuvântat pe cei 12 fii ai săi și pe fiii lui Iosif. Mai târziu în istoria evreilor, aceștia au început să-și aducă copiii la sinagogă, pentru a fi binecuvântați de bătrânii sinagogii. Deci, după toate obiceiurile evreiești, acești părinți și-au adus copiii la Isus ca să fie binecuvântați. Ce era binecuvântarea? Era o rugăciune pentru binele acelui copil. Asta spune, de fapt, mai exact în Evanghelistul Matei, am citit din Marcu, Evanghelistul Matei spune că au fost aduși niște copilași ca să-și pună mâinile peste ei și să se roage pentru ei. Asta însemna binecuvântarea, era o rugăciune pentru binele acelui copil. Care era vârsta acestor copii, nu ni se spune foarte clar în textul din Marcu. El folosește cuvântul acesta copil pentru a descrie tot felul de copii, copii de câteva zile și copii chiar de 12 ani. Dar Evanghelistul Luca folosește chiar cuvântul pentru bebeluși în Evanghelia după Luca. După toate probabilitățile, copiii aceștia erau foarte, foarte mici bebeluși sau oricum copii micuți care încă nu puteau să meargă și care trebuiau să fie purtați pe brațe de către părinții lor. Ceea ce ar fi trebuit să fie un moment atât de frumos, nu atât de emoționant, este stricat, putem spune, de ucenici care când au văzut această scenă, i-au văzut pe acești părinți cum își aduceau copiii, spune că i-au certat, i-au mustrat pe părinții care i-aduceau. Aici cred că trebuie să înțelegem un pic din nou din cultura evreiască, Și anume, în cultura aceea era respect mare pentru anumite categorii de oameni. În special pentru oamenii în vârstă. Perii albi erau considerați ca fiind de, de respect. Dar pentru copii exista mai puțin respect. Exista dragoste pentru ei cu siguranță. Copiii erau priviți ca obii de cuvântare. Cu cât aveai mai mulți, cu atât erai mai bine binecuvântat. Dar copiii nu erau văzuți atât de importanți precum adulții și în special oamenii în vârstă, prin, prin urmare erau erau cam descursi în drați. De unde știm asta și chiar din Evanghelia după Marcu, dacă dați o pagină înapoi, este un episod aici foarte interesant, care ne ajută foarte mult să înțelegem contextul și anume, Domnul Iisus Hristos îi aude pe ucenici sau îi vede pe ucenici cum se ceartă între ei ca să știe cine este cel mai mare dintre ei. Despre aceste lucruri vorbeau uceniți între ei. Și spune că Domnul Isus a adus în mijlocul lor, în capitolul 9 din Marcu, spune că a adus în mijlocul lor pe cine? Pe un copilaș. L-a așezat în mijlocul lor și le-a spus așa, l-a luat în brațe și le-a spus, dacă vrea cineva să fie primul, va fi ultimul dintre toți și slujitorul tuturor. Dacă cineva vrea să fie primul, să fie șef, să fie important, spune Domnul Iisus Hristos aici, trebuie să fie ultimul dintre toți, să fie slujitorul tuturor și apoi spune că a luat un copilaș și le-a spus, oricine primește numele meu pe unul dintre acest copilaj, pe mine mă primește. Domnul Iisus ilustrează prin intermediul acestor copilași ce înseamnă să fii mic, să fii în cultura respectivă printre ultimii oameni, nu printre primii oameni, printre ultimii oameni, pe scara socială de atunci erau copilașii. Și de aceea, probabil în mintea ucenicilor, crescuți în cultura respectivă, era ceva de felul acesta, există o expresie, sau cel puțin la englezi, în perioada victoriană, victoriană era o vorbă, și anume, copiii trebuie văzuți, dar nu auziți. Copiii trebuie văzuți, trebuie să vezi întotdeauna pe unde sunt, dar cu cât sunt mai departe de tine, cu atât este mai bine. Trebuie văzuți, dar nu auziți. Cred că și părinții mei au fost un pic cam victorieni în modul în care ne-au crescut pe noi. Am fost unul dintre cei șase copii ai părinților mei, printre cei mai micuți. Când cineva important venea în vizită la noi, un musafir mai cu <gătate> greutate, părinții noștri care ne iubeau cu siguranță, nu mă îndoiesc de lucrul acesta. Ne spuneau nouă celor mai micuți, voi mergeți în grădină și jucați-vă. Cu alte cuvinte, voi sunteți prea micuți ca să luați parte la discuțiile oamenilor importanți, oamenilor mari. Cam așa cred că se întâmpla și în mintea ucenicilor, copilașii, chiar ăștia micuți de tot. Erau prea neimportanți, prea micuți ca să capteze atenția și să câștigi atenția celui mai important om care exista care avea lucruri mult mai importante de făcut decât să stea de vorbă cu niște copilași. Dar vedem reacția Domnului Iisus Hristos. O reacție puternică. Isus, însă când a văzut acest lucru s-a indignat. Traducerea Cornelescu spune s-a mâniat. Iisus Mântuitorul s-a mâniat. Există o mânie sfântă, o indignare sfântă. Ce înseamnă să fii indignat? Conform dicționarului, înseamnă Indignarea este o revoltă sufletească. O revoltă sufletească amestecată cu amărăciune, mânie și dispreț, provocată de o faptă nedemnă, nedreaptă sau rușinoasă. Acesta a fost sentimentul pe care Domnul Iisus Hristos l-a trăit în momentul acesta. Aceste sentimente de indignare, de mânie sfântă la vederea unei fapte nedemne. Oamenii aceștia încercau să facă un lucru bun. Și noi vom face astăzi un lucru bun prin faptul că îl vom aduce pe Ion Ionatan înaintea Domnului ca să ne rugăm pentru ei. Oamenii aceștia vreau să facă un lucru bun ca Domnul Isus să, bine, să le binecuvinteze copiii și în loc să-i lase, i-au oprit sau au încercat să-i oprească. Domnul Iisus Hristos este revoltat de lucrul acesta. Și le spune, cred că pe un ton apăsat, lăsați copilașii să vină la mine, nu-i opriți! De ce? De ce să nu-i opriți? Pentru că ei sunt creați după chipul lui Dumnezeu și au valoare în ochii mei, cu siguranță, este adevărat lucrul acesta, dar nu asta spune Hristos aici. Pentru că și ei au nevoie de iubirea și de slujirea noastră, cu siguranță, dar nici asta nu spune aici. Motivul invocat de Domnul Isus aici este următorul în versetul 14. Lăsați-i să vină, nu-i opriți, de ce? Pentru că împărăția lui Dumnezeu este a celor ca ei. Și spune același lucru în versetul 15, adevărat vă spun că oricine nu primește ca un copilaș împărăția lui Dumnezeu, nici de cum nu va intra în ea. În ce sens trebuie să fim sau să devenim uh, ca niște copilași? Aceasta este întrebarea de 100 de puncte de astăzi. Dacă încercăm să răspundem la întrebarea aceasta, cred că vom pleca de aici câștigați, binecuvântați, dar înainte de asta, aș vrea doar foarte pe scurt să spun ce înseamnă să intri în împărăția lui Dumnezeu. Nu-i opriți pentru că împărăția lui Dumnezeu este a celor ca ei. Împărăția lui Dumnezeu a fost tema principală a Domnului Isus Hristos. Și de la bun început, chiar în Marcu, când a început lucrarea lui publică, a spus împărția lui Dumnezeu este aproape, nu? S-a împlinit vremea și împărăția lui Dumnezeu este aproape. Acestea erau cuvintele Domnului Iisus Hristos pe care le, pe vremea, le spunea pe vremea aceea. S-a împlinit vremea și împărăția lui Dumnezeu este aproape. Din nou, ca să înțelegem acest concept al împărăției lui Dumnezeu, trebuie să avem un pic de, de înțelegere cu privire la Vechiul Testament. Și anume, Dumnezeu a promis lui David, cel mai mare împărat al lui Israel, i-a promis un urmaș, un succesor la tron, a spus despre omul acesta că îi va întări pe vecie scaunul de domnie al împărăției lui. Eu îi voi fi tată, a spus Dumnezeu despre omul acesta, eu, îi voi fi tată și el îmi va fi fiu. Și apoi, pe măsură ce citim restul Vechiului Testament, ne dăm seama că omul acesta n-a fost Solomon, deși la Solomon ne-am fi gândit cu toții. N-a fost niciun alt rege al lui Israel. Omul acesta sau succesorul la tron al lui David n-a fost altul decât Isus Hristos. Isus Hristos a venit să aduc împărăția lui Dumnezeu. Dar Domnul Iisus a spus că împărăția lui nu este din lumea aceasta, nu este ca orice altă împărăție, nu este o împărăție politică, fizică, ci este o împărăție spirituală. Este domnia lui Hristos în viețile noastre, în inimile noastre. Dar... Tot Hristos a spus că atunci când se va întoarce a doua oră, a venit prima dată acum 2000 de ani, dar a spus că se va, se va întoarce a doua oră și noi creștini ne așteptăm a doua venire lui Hristos, a spus Domnul Hristos când se va întoarce a doua oară, va aduce împărăția lui Dumnezeu cu putere și cu slavă. A doua oară când va veni, nu va veni ca prima dată, ca el, va veni ca leu, cum am cântat. Va veni cu putere și cu slavă, toți îl vor vedea. Și va aduce sau va finaliza treaba pe care a început-o acum 2000 de ani. Va aduce împărăția lui Dumnezeu cu putere și cu slavă. Și spune Domnul Isus aici, dacă vreți să intrați în împărăția mea pe care eu am venit să o aduc și să o încep acum, și o să o sfârșesc într-o bună zi, dacă vreți să aveți parte cu mine în împărția mea, trebuie să deveniți ca niște copilași. Asta este condiția, acesta este criteriul, dacă vreți să intrați în împărția lui Dumnezeu, trebuie să deveniți ca niște copilași. Și întrebarea este, ce înseamnă asta? Ce înseamnă să fii ca un copilaș? Primul răspuns care ne vine în minte este acesta. Inocenți și fără păcat, ca ei. Și am pus un semnul întrebării. Pentru că din start vreau să ne Punem semnul acesta al întrebării. Nu acesta este răspunsul, dar acesta este răspunsul care ne vine în minte. O, oh, când vedem un bebeluș, noi am avut trei, prin harul Domnului, de fiecare dată când i-am văzut și ne-am uitat la ei, ne-am minunat. Ce frumusețe poate să iasă din niște oameni obișnuiți. Ce drăguț este, ce drăgălaș este, ce inocent este, ce fără păcat este. Cam asta este concepția multor oameni despre copii. Concepția umanistă despre oameni este aceasta, că oamenii se nasc buni. Dar mediul înconjurător, sistemul, cum se spune, îi strică. Dar ei se nasc buni, ei sunt buni în esență, doar că sistemul îi corupe. Interesant că Domnul Iisus Hristos nu este umanist aici. El spune că răul nu vine din exterior, răul vine din interior, din inimile noastre. De acolo vine tot de rău, spune Isus Hristos. Sistemul, mediul exterior nu face altceva decât să scoată la suprafață ceea ce este deja stricat și urât în inimile noastre. Cei care spun că copiii sunt inocenți, sunt fără păcat, ori nu au avut copiii niciodată, ori au uitat cum este să aibă copii, sunt prea bătrâni ca să mai țină minte cum erau copiii lor pe vremuri. Pe măsură ce înaintezi în vârstă, cumva dezvoltă așa -o, o imagine romantică despre copii, uiți de greșelile lor și cumva îi consideri, wow, ăștia n-au greșit niciodată, n-au păcătuit niciodată. Dar oamenii care, părinții care au copii și trăiesc cu ei în casă, zi de zi, noi suntem printre ei acum, vă putem confirma și credeți-ne pe cuvânt, copiii nu sunt fără păcat. Copiii nu sunt inocenți. Da, când sunt micuți, sunt mai inocenți în sensul că n-au avut timp să facă prea multe. Dar ia lasă-i un pic și vei vedea de ce sunt în stare. Așa că ștergem, tăiem această variantă de răspuns. O altă interpretare foarte populară este aceasta. Trebuie să fii ca un copilaj în sensul că trebuie să ai smerenie și credință ca ei. Să ai smerenie și credință cum au copiii. Din nou, mi-e greu să cred într-o smerenie firească a copiilor. Văd la copiii noștri cât de greu le este să își dea seama că au greșit, nu mai zice să-și ceară iertare. Și când o fac, știți cum o fac copiii. O fac așa ca să ia nota de trecere. Fără regret, fără recunoaștere, fără conștientizare. Repede, repede înainte ca să scăpăm de pedeapsă. De sau ce le oferim noi. Nu cred într-o uh, smerenie firească a copiilor, o smerenie naturală a copiilor. Copiii sunt ca și noi. Și lor le este greu să și alertare când greșesc. Și nouă, adulților, ne este greu să facem asta. Cu o credință ca ei, dacă vorbim de niște copii micuți, de bebeluși, cum cred că se referă aici, și copii foarte micuți, mi-e să cred că acești copii sunt în stare de o credință um, și să fie dați, de exemplu, pentru credința lor. Acelor ca ei nu se referă, prin urmare, la o calitate morală a copiilor, ci la condiția lor socială de atunci. Din nou, când citim Biblia, trebuie să înțelegem un pic și contextul social, contextul cultural în care a fost scrisă Biblia. A devenit ca un copilaj înseamnă, cu alte cuvinte, a recunoaște această stare smerită pe care o aveau copiii atunci, pe vremuri. A înțelege starea noastră și condiția noastră. În Matei 18, în același context în care ucenicii se ceartă pe cine este cel mai mare, Hristos aduce copilașul și îl pune în mijlocul lor și le spune adevărat vă spun că dacă nu vă veți întoarce la Dumnezeu, și nu vă, nu vă veți face ca niște copilași, cu niciun chip, spune acolo, nu veți intra în împărăția cerurilor, de aceea oricine se va smeri ca acest copilaș, va fi cel mai mare în împărăția lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu, spune Hristos aici, este acelor care se smeresc înaintea lui Dumnezeu, nu ca niște copilași, nu ca și când copiii ar fi smeriți, ci acceptând acea condiție smerită. Pe care copiii în primul secol o aveau în cultura evrească, o aveau poate astăzi. Copiii nu mai au această stare copiii, pentru că sunt puțini, unu sau doi sau trei, trei, deja ești, ești mama eroină, dacă ai trei copii astăzi, um, statul este gata să te susțină financiar și așa mai departe. Ideea este, în cultura de astăzi, copiii nu mai sunt văzuți așa de jos, pentru că sunt mai puțini, sunt ridicați, sunt văzuți ca oameni importanți cu drepturi cu alocații și așa mai departe, tot felul de alocații de susținere. Copiii sunt mai privilegiați astăzi și considerați mai importanți astăzi decât erau în vremea respectivă și în vremea de atunci aveau mai puține drepturi sau erau priviți de societate cu... cum, nu erau, cum nu sunt priviți astăzi. A fi ca un copil copilaș, cu alte cuvinte, înseamnă a venit înaintea lui Dumnezeu cu o stare de om smerit, de aceea oricine se va smeri ca acest copilaș va fi cel mai mare împărăția lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu este cel care se smeresc înaintea lui Dumnezeu. Care recunosc că sunt mici. Sunt mici și nedemni. Sunt săraci spiritual. Care n-au ce să-i ofere lui Dumnezeu. Care nu merită atenția lui Dumnezeu. Așa cum nu meritau atenția copiii, nu meritau atenția oamenilor mari pe vremea aceea. Care nu merită atenția lui Dumnezeu și nu merită binecuvântarea lui Dumnezeu. Asta înseamnă să fii ca un copil. Înțeles în contextul culturii de atunci. Și acum ne-ar ajuta mult o ilustrație, ne-ar ajuta mult să înțelegem ce înseamnă asta mai, mai, exact. În Evanghelia după Luca, episodul acesta cu copilașii vine imediat după pilda fariseului și a vameșului. Pilda aceasta ilustrează atât de bine ce înseamnă și ce nu înseamnă să fie ca un copilaș. Vrei să știi ce înseamnă să fii ca un copilaș? Vrei să știi ce nu înseamnă să fii ca un copilaș? Ascultă pilda aceasta. Din Luca 18. Aș vrea să citesc cuvintele Domnului Iisus. Am mai spus și următoarea pildă pentru unii care se încredeau în ei înșiși că sunt drepți și îi disprețiau pe ceilalți. Doi oameni s-au suit la templu să se roage. Unul era fariseu, iar celălalt era vameș. Fariseul stătea în picioare și se ruga în sine însuși astfel. Dumnezeule, îți mulțumesc că eu nu sunt precum ceilalți oameni, tâlhari, nedemni, nedrepți, adulterini sau ca și vameșul acesta. Eu postez de două ori pe săptămână și dau zeciuială din tot ceea ce câștig. Vameșul însă stătea la distanță și nu îndrăznea nici măcar să-și ridice ochii spre cer, ci se bătea în piept zicând, Dumnezeule, îndură-te de mine, păcătosul. Eu vă spun că mai degrabă acesta s-a coborât acasă îndreptățit decât celălalt, căci oricine se înalță pe sine va fi smerit, iar cel ce se zmerește va fi înălțat. Fariseul acesta se credea un om bun și moral și era. Atunci când îl comparai sau când el se compara cu cei mai păcătoși oameni ai vremii, cu vameșii, cu cei care lucrau pentru, pentru asupritorii romani, nu erau oameni mai păcătoși pe vremea aceea decât și. Fariseul, pentru că se compara cu omul acesta, se găsea și se considera, se vedea un om bun. Fariseul acesta spunea așa cum spun mulți români. Am auzit-o chiar pe bunica mea sau pe mama mea povestind despre bunica, despre mama ei, despre bunica mea, că spunea în felul acesta. Eu nu am făcut păcate, eu n-am furat, eu n-am dat în cap la nimeni, eu n-am luat nevasta sau soțul nimănui, eu am mers la biserică, eu am ținut posturile, eu am dat bani la săraci. Cu alte cuvinte, eu nu sunt așa de păcătos. Da, sunt păcătos că toți cu oamenii mai greșesc, a greșit, este omenește, suntem toți păcătoși pentru că, da, suntem oameni suntem slabi. Dar nu sunt chiar așa de păcătoși, cam așa este. De fapt, suntem oameni destul de buni când ne comparăm cu oia mai păcătoși, cu penalii zilelor noastre, cu, cu homosexuali, cu oamenii pe care îi considerăm noi foarte păcătoși astăzi. Este, aceasta este atitudinea omului, primului om. Dar vameșul, la polul opus, spune că stătea la distanță. La distanță pentru că era rușine să se apropie. Așa că când vin oamenii la biserică, nu le este rușine să se așeze mai în față, pentru că da, poate nu au mai fost de mult la biserică sau nu se consideră așa demni și se așează pe ultimele rânduri. Cam așa era și vameșul acesta. Hai să stau mai aici, mai la distanță, că eu nu sunt demn să mă apropie, eu nu sunt cum trebuie. Spune că stătea cu capul plecat, nici măcar nu stătea cu fruntea ridicată, precum Fariseul. Stătea cu capul plecat, cu capul în pământ, plin de rușine. Se putea în piept, în semn de regret profund, și striga. Striga la Dumnezeu și spunea: Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul. Asta înseamnă să fii ca un copilaș. Pentru a intra în împărăția lui Dumnezeu. Asta este atitudinea de copilaj, de om mic, de om nedrem, de nedemn, de om care recunoaște că nu are cu ce să vină înaintea lui Dumnezeu. Că nu are merite, că nu are fapte bune, că de fapt este departe de ceea ce vrea Dumnezeu de la viața lui. Cum ajungem să avem o astfel de atitudine? Poate o avem deja și e bine, dar poate nu o avem. Cred că un lucru care ne ajută este să nu ne mai comparăm cu alții. Pentru că așa, întotdeauna vei găsi pe unul mai rău decât tine, nu? Mai de decât tine și atunci vei fi mai sus decât el și te vei simți mai bine. Ideea este să nu mai căutăm să ne comparăm cu alții, să căutăm să ne comparăm cu Dumnezeu și cu standardul Lui de Sfințenie, cu ceea ce spune Dumnezeu că trebuie să fim și să facem. Și atunci când ne uităm în Cuvântul lui Dumnezeu și vedem voia Lui, Înțelegem câteva lucruri și anume, că a fura, de exemplu, nu se referă doar la a fura cu miliardele, cum fac oamenii corupți și penali din ziua de astăzi, dar se referă și la, la a fura cu miile, atunci când poate nu ne plătim taxele la stat sau poate întreținem un sistem corupt bazat pe mită și șpagă. Când înțelegem că nu doar homosexualii sunt păcătoși, dar și heterosexualii care poftesc soțiile altora. Domnul Iisus Hristos spune în aceeași categorie păcatul acesta cu păcatul acela. Din același domeniu. Când înțelegem că nu doar crima este păcat, dar Domnul Iisus spune chiar și mânia este crimă, într-un sens, pentru că este rădăcina crimei. De câte ori nu ne mâniem, nu? Pe copiii noștri, pe soții noștri, pe soțiile noastre, pe alți oameni la serviciu. Nu doar crima, când e viața unui om este păcat, dar. Ce spunem despre când e viața unui bebeluș nenăscut, despre avort? Când ne uităm la voia lui Dumnezeu, dar nu așa, cum să zic, de la suprafață. Vom vedea că toți suntem departe de ceea ce vrea Dumnezeu să fim. Suntem foarte departe. Când ne uităm în oglinda lui Dumnezeu, toți suntem urdari, toți suntem păcătoși. Dar mai înseamnă ceva, această atitudine de om mic, de copil, în sensul acesta, mai înseamnă ceva. Înseamnă să-ți vezi starea nedemnă înaintea lui Dumnezeu, dar în același timp, cu capul plecat, dacă vreți, să ridice acea mână și să spui lui Dumnezeu, Doamne, ai milă de mine, păcătos, știu cum sunt. Nu trebuie să mă convingi și nu trebuie să mă mai spui despre păcatele mele, îmi cunosc viața, știu ce am făcut, știu exact cum te-am dezonorat pe tine. Mă doare sufletul de lucrurile acestea, dar în același timp, ridic această mână spre tine capul mi este plecat, dar mâna este ridicată spre tine și strig, Doamne, ai milă de mine, păcătosul. Asta înseamnă să fii un om smerit, să fii ca un copilaș, așa cum spune Domnul Iisus Hristos aici, să accepți că ești mic și ești nedemn și n-ai ce să-i oferi lui Dumnezeu. Dar în același timp să rogi pe Dumnezeu să te ierte, să rogi pe Dumnezeu să aibă milă de tine. Și Dumnezeu are milă de noi, nu că am fi noi demn de milă. Nu că am fi noi buni și vrenici de mila Lui. Dumnezeu are milă de noi pentru că în dragostea Lui, așa cum am cântat, L-a trimis pe Fiul Său în lumea noastră ca să moară pentru păcatele noastre. Asta am sărbătorit la Crăciun, nu? Că a venit în lumea noastră Hristos Mântuitorul. De ce? Pentru că aveam nevoie de un Mântuitor, de un Salvator. Noi eram păcătoși și suntem păcătoși. Dar Hristos a venit, spune tot în Marcu aici, și aproape de textul nostru, spune că Fiul omului, Isus a venit nu ca să fie slujit, ci ca să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Domnul Isus spune că a venit ca să se zmerească, să se facă asemănă unui copilaj, dacă vreți. De ce? Să facă lucrul acesta pentru noi. Și s-a zmeri și s-a făcut ascultător spune până la moarte și încă moarte de cruce, pe cruce aceea rușinoasă, care era doar pentru cei mai mari criminale ai vremei. Hristos a acceptat să fie omorât. Nu pentru că avea el păcate, nu avea niciun păcat, dar el a luat păcatele noastre. Și a plătit el pentru ele. A plătit pedeapsa pe care noi o meritam pentru păcatele noastre. De aceea, atunci când strigăm la Dumnezeu și spune, Doamne, ai milă de mine, păcătosul, Dumnezeu ne iartă, nu pentru că noi suntem demni de iertarea Lui, ci pentru că Isus Hristos a murit pentru păcatele noastre. Asta este baza prin care Dumnezeu ne iartă păcatele, pentru că altcineva a plătit pentru ele. În felul acesta, Dumnezeu nu și calcă peste legea lui și peste dreptatea lui, își împlinește dreptatea, dar în același timp ne oferă nouă har și ne oferă nouă milă. Zilele trecute am citit, sau am dat de povestea lui Chris Schulz din Statele Unite, un tată de 31 de ani, cu patru copilași. Unul dintre ei pe nume Ashton, care avea trei anișori, se juca cu frații săi pe un pod care traversa un râu destul de mare. Și ca un copil de trei ani, destul de curios și aventurier, spune că s-a strecurat cumva, sau a reușit să se strecoare printre barele balustradei acelui pod și a căzut în apă. Cineva a văzut, a strigat, tata care locuia în apropiere a pf, sărit repede în ajutorul lui, plonjat în apă și l-a prins pe copilaș. A reușit cumva cu mari lupte, a reușit să îl dea unei doamne care era pe malul râului și încerca să-l tragă din apă. Tata care Lua apă și uh, nu reușea să stea la suprafață, dar totuși reușea să țină copilul în brațe și a reușit, într-un final, după multă luptă, să îl predea uh, acelei femei care era lângă, lângă mal. Copilul a fost salvat, dar tatăl a, și-a pierdut viața. Chiar dacă medicii au încercat să-l resusciteze, nu s-a mai putut face nimic. Este un caz real, în fine, uh, dar mi-a adus aminte de. Ceea ce, într-un fel, a făcut Domnul Isus pentru noi. A sărit, dacă vreți, în apele judecății lui Dumnezeu, care trebuiau să ne înghită pe noi. A sărit El acolo, în apele judecății lui Dumnezeu, a luptat El pentru noi, înaintea lui Dumnezeu, a făcut El ceea ce noi nu puteam face, a, a făcut El ceva cu păcatele noastre, a luat El asupra Lui, prin viața Lui pe care și-a dat-o, prin moartea Lui, a luat asupra Lui vina păcatelor noastre. Ca noi să fim salvați, ca noi să ajungem cu bine pe malul râului, ca, nu, ca noi să nu pățim nimic. Și asta este imaginea pe care o avem aici, Hristos care a venit la noi niște oameni mici, oameni păcătoși, oameni nedemni, oameni ca niște copilași. Și a făcut El, s-a smerit El și a luat asupra Lui păcatele noastre. A plătit pentru ele cu viața Lui. Plătit um, dreptatea lui Dumnezeu, am împlinit legea lui Dumnezeu care cerea ca noi să fim pedepsiți pentru păcatele noastre. Și noi dacă strigăm la Dumnezeu și spunem Doamne ai milă de mine păcătosul, putem să avem încredere că Dumnezeu ne va ierta. Nu pentru că am fi noi demn de milă, ci pentru că Domnul s a murit pentru noi, pentru păcătoși, pentru oameni ca noi. De asta ne iartă Dumnezeu și de asta ne primește Dumnezeu atunci când strigăm la El și spunem Doamne, ai milă de mine, păcătos! Doamne, ai milă de mine pentru că Hristos a murit și pentru mine. Mă întreb dacă tu ai avut un astfel de moment în care să devii ca un copilaș. Devino ca un copilaș este aplicația pentru noi toți. Dar poate că ai înțeles în dimineața aceasta pentru prima dată ce înseamnă să fii ca un copilaș în termenii și în contextul de care vorbește Domnul Iisus Hristos. Să recunoști că ești mic, să recunoști că ești nedem, să recunoști că ești păcătos, să recunoști că ai nevoie de Dumnezeu, ai nevoie de iertarea Lui, ai nevoie de mila Lui și să ceri mila și iertarea Lui. Dacă n-ai avut un astfel de moment, dar Dumnezeu ți-a vorbit astăzi, roagă-L astăzi, roagă-L acum, roagă-L aici, ca El să-ți ierte. Doamne, ai milă și de mine, păcătosul. Spune această rugăciune în inima ta chiar astăzi. Doamne, ai milă de mine. Ai milă și de mine, păcătosul. Dacă noi am făcut asta, mulțumește Domnului pentru mila Lui, că s-a îndurat de noi, ne-a salvat. Dar ați spune același lucru, devină din nou ca un copilaș. Ai fost copilaș la început, când ai venit cu toată povara păcatelor tale la Hristos, te-ai făcut mic, te-ai smerit atunci și poate ai plâns cu lacrimi de pocăință și nu mai știi ce să faci ca să-ți alini cumva durerea sufletului pentru că l-ai dezonorat pe Dumnezeu atât de mult. Te-ai smerit atunci, te-ai făcut ca un copilaș atunci, dar între timp ai mai crescut și ai devenit mărișor. Te-ai te -ai deportat de acea atitudine de copil înaintea lui Dumnezeu și ai început să te consideri un om mare, ai început să te asemeni mai mult ca fariseul din pilda noastră. Să nu-ți mai vezi păcatele, sau să nu le mai vezi așa de grave, mai ales când te compari cu alții. Să fii foarte critic față de alții și păcatele lor, și foarte permisiv și îngăduitor cu propriile păcate. Dacă noi am început să se semănăm din ce în ce mai mult cu, van, cu fariseul, este vremea să ne întoarcem din nou la această atitudine de copilaș. Doamne, vreau să fiu din nou ca un copilaș, ca un om mic înaintea ta ca un om nedemn, nevrenic, ca un om care are nevoie de harul tău. Doamne, vreau să trăiesc în fiecare zi conștient că stau în fața ta și în prezența ta nu pentru că aș fi eu ceva sau cineva, ci pentru că ești bun și îndurător față de mine. Aș vrea atât de mult să cresc în această atitudine, vă mărturisesc că nu o văd în viața mea foarte mult, îmi doresc să o văd din ce în ce mai mult. Această atitudine de smerenie profundă înaintea lui Dumnezeu, că dacă stau în prezența lui, nu stau pentru că sunt eu cineva sau fac eu ceva, și Dumnezeu în fiecare moment se uită la mine și zâmbește, nu pentru că aș fi eu bun și vrenic, ci pentru că El mă iubește și l-a dat pe Fiul Său pentru mine și singurul motiv pentru care Dumnezeu mă acceptă în fiecare zi din viața mea este jertfa Lui Hristos. Și dacă eu mă încred în jertfa Lui, aș vrea atât de mult să cred asta, mai mult și mai mult să cred că sunt mic și nevrednic și nedemn înaintea Lui Dumnezeu, dar în același timp sunt iubit, sunt, sunt valoros, sunt acceptat de El, sunt al Lui prin har, prin mila Lui. Nu ai vrea să crești tu în această atitudine înaintea Lui Dumnezeu? Nu ai vrea să te depărtezi de atitudinea aceea de fariseu din viața ta? Nu ai vrea să devii mai mult ca vameșul, să-ți plângi mai des păcatul? Cât de ușor nu ne mărturisim păcatele, chiar vorbeam la grupul mic cu frații și surorile de acolo, cât de ușor ne mărturisim păcatele, dar fără să mai simțim regret, fără să mai simțim rușine pentru ceea ce am făcut. Fără să ne mai doară, fără să ne mai plânge în păcatul, nu vrei să crești din nou în aceste lucruri pe care poate le aveai odată. Eu îmi doresc lucrul acesta și mă rog ca Dumnezeu să-mi dea această atitudine de copil, atitudine de om smerit înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute să devenim din nou ca un copilaș. Aș vrea să păstrăm câteva momente de liniște și fiecare dintre noi să ne rugăm acolo unde suntem. Închidem ochii și ne gândim la ceea ce ne-a vorbit Dumnezeu în această dimineață. Dacă trebuie să devenim ca un copilaj pentru prima dată în viețile noastre, să ne facem mici înaintea Lui Dumnezeu, să ne recunoaștem păcatele, nevrădnicia, rușinea, să facem lucrul acesta, să ne mărturisim înaintea Domnului și să-i cerem îndurarea și mila Lui, să privim la cruce unde Hristos a plătit pentru păcatele noastre. Dacă am devenit ca fariseul în inimile noastre, să ne mărturisim lucrul acesta înaintea Domnului. Să-i cerem din nou o inimă de copil, o inimă de om smerit, o inimă de om mic, care recunoaște că tot ceea ce are, are de la Dumnezeu. Doamne, dă-ne această inimă, această atitudine. Haideți să ne rugăm fiecare în liniște, fiecare în dreptul lui pentru aceste lucruri.